Salutare futinașilor și bine v-am regăsit la un nou episod de Roblox Brookhaven, în care o să ne uităm la TikTok-uri nebune. Așadar să nu uitați să rupeți butonajul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările. Sper că ați apăsat pe butonajul de like pentru că o să mă arunc pe topogan. M-am dus în apă. A fost foarte, foarte amuzant. O să mă duc puțin acum aici să mă usuc la soare și o să vă pun primul TikTok pe ecran. Wop, wop. Aparent scrie acolo că sunt niște locuri secrete în Brookhaven. Stai, ce? Despre ce vorbește acest băiat? O să dau chiar acum play pentru că vreau să văd acest loc secret. Unde trebuie să mă duc? Pare să fie la magazinul auto, stai, ce? Ok, deci trebuie să mergi undeva deasupra, aparent, pe magazinul auto. O să-mi iau repede hoverboard-ul, îmi pun viteza 45 și o să mă duc către magazinul auto. Băi, nu pot să cred că există un secret aici, adică eu chiar nu știu niciun secret la magazinul auto, frate. Ia să vedem despre ce este vorba. Trebuie să mă duc undeva sus pe acoperiș, ok, și să mă duc până lângă semn. Mă urc pe acoperiș și o să mă duc chiar lângă semn. Mamă, aici e semnul, aici e magazinul auto, deci înseamnă că am ajuns exact unde trebuie. Sunt chiar curios ce secret poate fi aici. Hai să-i dăm iarăși pe play și se duce pe partea asta neagră. Băi, stai puțin, s-a făcut invizibil. Wow, stai puțin, frate, deci se pune cu lay down și se face invizibil, nu-l mai vede nimeni. Wow, băi, cât de tare e asta. Stai să văd dacă funcționează. Deci mă duc aici, dau pe lay down. Da, băi, sunt invizibil. Mamă, locul acesta este foarte bun dacă vrei să te ascunzi. Acum nu mai știe nimeni că sunt pe magazinul auto. Mă rog, aproape nimeni, că dacă mă dau prea încoace mi se vede chelia. Ok, băi, dar aparent funcționează acest TikTok 100%. Te poți ascunde și nimeni nu o să-ți știe locația. Hai să vedem acum TikTok-ul cu numărul 2, pentru că aparent primul TikTok chiar a funcționat. Băi, TikTok-ul acesta începe destul de creepy, adică scrie aici în felul următor: cum să sperii oamenii pe Brookhaven, stai, ce? Partea 14, mamă, hai să vedem ce ne învață această fată. Deci trebuie să mă duc, ia să vedem unde trebuie să mă duc, să cumpăr o casă și trebuie să cumpăr casa frăției, aparent, mama mia. Stai așa că mi-iau repede hoverboard-ul și o să-mi cumpăr o casă chiar aici. Cineva s-a răsturnat cu mașina de golf. Deci fata aceea tocmai s-a răsturnat cu mașina. Nu cred că prea știe să conducă. Ia uitați-vă cum conduce. Aoleu, frate, oare cine i-a dat permisul de conducere? A căzut din nou cu mașina. Deci nu pot să cred, băi. Oh, deci e cea mai tare conducătoare auto și acum s-a bușit în secția de poliție. Cred că nu e prea bine ce se întâmplă, pentru că ori s-o aresteze polițiștii. Ok, hai să ne întoarcem la căsuța noastră să verificăm dacă TikTok-ul funcționează. Și o să-mi cumpăr acum casa frăției, după care aștept să se încarce. Și hai să văd ce trebuie să fac mai departe, pentru că sunt foarte, foarte curios. Trebuie să mă duc și să mă joc la mașina albastră. Mie îmi place să mă joc, așadar o să
să mă duc acum la mașina de jocuri albastră și să mă apuc aici să mă joc frumoșel. După care ce trebuie să fac mai departe? Trebuie să îmi scot casa. Da, frate, îmi scot casa. Și rămân cu mâinile așa. Băi, cât de tare. Însă nu mă pot mișca din ce zice aici fata aceasta. Ia să vedem. Deci îmi scot casa frumușel, după care într-adevăr nu mă pot mișca deloc, adică sunt blocat. Apăs să mă mișc, dar nu funcționează. Hai să văd ce trebuie să fac. Apropo, hudinașilor, postez episoade noi de Roblox și pe canalul secundar. Îl puteți căuta voi, se numește Mai Mult Hudinașul, sau dacă nu, aveți primul link din descriere care vă duce direct către acest canal. După ce ați ajuns aici, apăsați pe abonează-te și pe clopoțel, după care selectați toate notificările și astfel o să vedeți episoadele și de pe acest canal. Băi, stai puțin, deci trebuie să mă fac mai mic și după aceea mă fac mare din nou și pot să mă mișc? Mamă, stai să vedem dacă chiar funcționează treaba aceasta. Deci mă fac mai mic de 0.7, după care mă fac mai mare de 1 și acum într-adevăr pot să mă mișc. Băi, cât de șmecher. Și dau și din cap așa super, super amuzant. Până acum chiar funcționează TikTok-ul? Oare ne mai arată ceva? Și ca să devin și mai înspăimântătoră, trebuie să-mi iau skin de fantomă. Băi, da. Deci cu siguranță vă puteți speria prietenii cu acest glitch, frate. Hai să mă fac acum repede fantomă. Deci trebuie să dau aici și fantoma cred că e la ghiozdan. Ia să verific. Da, fantoma e aici, bro. Wow. Deci uitați-vă cum arată. Sunt o fantomă foarte, foarte înspăimântătoare. Buhuhuhu. Într-adevăr funcționează și TikTok-ul acesta. Ce se întâmplă, frate? Două TikTok-uri consecutive care funcționează. Stai ce? Hai să vedem și TikTok-ul cu numărul 3. Oh, nu, a început ploaia, frate. Și avem TikTok-ul cu numărul 3 chiar acum pe ecran. O să îi dau pe play pentru că vreau să văd ce se întâmplă aici. Aoleo, deci trebuie să mă duc să iau din nou o casă și aparent trebuie să iau tot casa frăției. Ok, asta e super, super interesant. Trebuie să mă duc în partea de sus. Hai să-mi iau repede hoverboard-ul. Punem din nou viteza 45 și mă duc aici să îmi iau casa frăției. Mamă, chiar vreau să văd dacă funcționează acest TikTok. Cumpăr casa frăției. Ia să vedem unde este. Uite aici. Băi, deci două TikTok-uri cu casa frăției, frate. Deci după ce și-a luat casa, intră în această casă și se duce unde? Se duce în partea de jos. Oh, nu. Și scrie în felul următor că există un buton secret acolo. Băi, serios? Dă mai departe play la TikTok și apasă, apasă pe butonul acesta să se deschidă ușa secretă. Și unde se duce acum? Stai ce? Un nou secret în casa frăției. Hai să mă duc și eu acolo. Deci trebuia să mă duc în partea asta și aici trebuia să apăs pe butonul secret de aici. Am deschis ușa și presupun că trebuie să cobor în locul acesta super ciudat. Aici unde se strâng cei din frăție. Dar ce trebuie să fac aici? Asta este întrebarea mea. Hai să apăs pe play. Deci după ce a ajuns aici băiatul acesta, o să își scoată laptopul și se așează pe toate scaunele. Ok, deci aș putea să fac și eu asta. Deci trebuie neapărat să-mi iau laptopul și să mă așez pe toate scaunele. Știu că dacă te așezai pe toate scaunele se activa un buton secret, însă vreau să văd dacă o să se întâmple și alte nebunii, frate. Deci m-am așezat pe toate scaunele. După ce am făcut asta,
trebuie să dau drumul la TikTok mai departe, să văd unde trebuie să mă duc. Trebuie să mă duc acolo și să apăs pe butonul acela de sus. Am înțeles. Deci mă duc acum să caut butonul care se află pe un stâlp pe aici. Uite-l acolo, bro. Da, bă, e acolo butonul. Scot laptopul, apăs pe buton. După care ce trebuie să fac mai departe? Unde se duce, frate? Oh, nu! A intrat în perete efectiv! Mamă, stai ce? Deci trebuie să mă duc aici și să intru în perete. Știu că exista o cameră secretă. Da, băi, da, am ajuns în camera secretă unde este mesajul acela ciudat pe laptop. Mama mia. Ok. Mamă, deci nu pot să cred. Ia să citim ce scrie aici. Scrie așa: nu am știut adevărul la început. Ei au venit când am fost copil. Și este aici o poză cu un copil. Cred că este copilul domnului Brookhaven. Cred că la acesta se referă. Să-mi scrieți voi acolo în comentarii dacă știți mai multe. De asemenea, putem să observăm faptul că scrie și că această poză este proprietatea FBI-ului. O să vorbim despre ceva foarte important și anume despre update-ul de Paște. Oare cum ar arăta noul update de Paște? Astăzi o să vedeți asta, așadar rupeți butonașul de like și să rămâneți până la finalul episodului ca să vedeți ce o să se întâmple. Ia uitați-vă aici, frate, uitați-vă ce mare scrie cu albastru: Happy Easter, adică Paște fericit. Și scrie pădă și acolo sus pe arcadă. Băi, vine Paștele, frate, vor veni și cadourile. Cine nu așteaptă cadoul de la iepuraș? De-abia aștept să văd ce o să primesc și o să mănânc o grămadă de ouă, frate. Dacă tot vorbim de ouă, stai ce? Ouă pe Roblox Brookhaven? Serios? Aparent mă pot juca fotbal cu oul acesta? Băi, cât de amuzant e. Ok. Și mai e încă un ou nervos. Băi, ce e așa de supărat oul acela? Și aparent se uită cam nervos la mine. Ok, credeam că e supărat pe altcineva. O să încerc să-l împing. Băi, oule, n-o dai cu mine, frate. Vrei să o dăm parte în parte? Gata că o să-l iau de aici. Ce te uiți așa urât la mine? Te las aici în mijlocul drumului, da. Dacă m-ai supărat. Băi, ia uite-l mă pe el, oul. Și unde este fântâna? Fântâna a dispărut, însă mai avem apa. Pot să fac aici o baie în apa de la fosta fântână din Brookhaven. Cât de amuzant. Am mai găsit un ou care este super drăgălaș. Ia uite, este un ou iepuraș. Băi, cât de frumos e oul acesta. Și mai e încă un iepuraș aici, însă unde este capul, frate? Ok, văd că are un coș cu ouă. Și mai avem și un brăduț. Hai să mă duc puțin prin Brookhaven să văd ce secrete mai găsesc, pentru că sunt tot felul de chestii ciudate. Am luat o busolă. Unde mă duce busola aceasta? Doamne, ce ou ciudat! Zici că e un ou de dragon? Oul acela încă se uită urât la mine. Am reușit să mai găsesc încă un ou. Era foarte, foarte ascuns. Ia uitați-l aici. Oul acesta este mai mic, însă mă pot juca și cu acesta fotbal. Băi, deci era foarte, foarte ascuns ou ăsta. Abia am dat de el. Acum l-am scos la lumină. Și haideți să apăsăm de exemplu pe asta. Se întâmplă ceva? Nu se întâmplă nimic. Ok, bine hudinașilor, haideți să mai vedem încă un model de update pe Roblox Brookhaven. De Paște, desigur. Opa, suntem din nou pe Brookhaven. Însă de data aceasta Paștele arată diferit. Este un coș gigantic aici cu ouă, frate. Ia uite ce ou mare roșu cu buline. Ok, și mai sunt și niște ouă mai mici pe acolo. Este tortița de la coș. Coșul acesta
s-a dezmembrat, frate. Și încă un coș, așa, încă un coș de paște care are și un iepuraș acolo sos. Băi, cât de faină arată. Nice. Și fântâna. Ia uite fântâna, băi. Fântâna este foarte colorată și este încercuită cu ouă. Iar acolo sus e un ou mov care se potrivește cu bluza mea. Băi, cât de fain arată oul acela. Mamă, e superb. Hai să vedem ce mai găsim pe aici. Și un iepuraș. Mamă, ce iepuraș gigantic. Ia să mă pun așa lângă el. Wow, cât de mare e iepurașul acesta. Și drăguț, frate. Ia uite-l și pe The Rock. Ce caută The Rock aici pe Brookhaven, frate? Salutare, The Rock, bine te-am găsit. Salut, salut. Băi, arată super interesant. Mai avem aici o grămadă de alte ouă. Par să fie foarte, foarte multe chestii de paște adăugate pe acest Brookhaven. Așadar, putem să ne așteptăm, hudinașilor, ca și pe update-ul oficial să vedem chestii de genul acesta. Hai să mergem mai sus pentru că mai există și aici un coș plin cu ouă și am auzit un mieunat. Stai puțin și încă un coșuleț aici. Ia uite, băi, astea sunt ouă mai mici, tot așa. Băi, deci Brookhaven-ul e plin, plin cu ouă. Ia uitați-vă și voi, ouăle de paște au invadat tot Brookhaven-ul. Ce pisicuță drăguță, ei, pisu, pisu, pisu. Stai așa să mângâi puțin pisicuța. Ia uite, băi, că mă urmărește. Vine pisicuța după mine. Cred că mi-am făcut un prieten. Și mai avem aici o grămadă de iepurași. Ia uite, iepuraș unicorn. Ok, încă un coș aici plin cu ouă. Mă rog, nu chiar plin. Am putea să spunem că e un coș gol cu ouă. Ok, hai să intrăm în casa asta. Și casa este pregătită pentru paște. Ia uite aici, conserve de pisicuță pe masă. Încă o pisicuță, însă pisicuța aceasta pare să fie de pluș. Și încă o pisicuță drăguță aici. Nice, ia uite ce drăguță e și pisicuța aceasta și miaudă. Băi, e super tare. Și un loc special pentru pisicuțe unde să se joace. Stai ce. Și dita mai plasma. Wow. Băi, deci îmi place ce se întâmplă aici. Mai multă mâncare de pisicuțe. Hai să mergem puțin și la etaj. Mamă, și aici e dita mai pisica. Cred că aceasta este mama pisică, bro. Hai să ne mai uităm pe aici să vedem dacă mai vedem niște chestii super interesante, pentru că eu cred că am văzut un loc de joacă special pentru pisicuțe. Mamă, e un loc gigantic de joacă doar pentru pisicuțe. Băi, chiar arată superb. Wow, la asta chiar nu mă așteptam. Deci aici este parcul pisicuțelor. Băi, e insane făcut acest Brookhaven. Adică o grămadă de chestii super interesante. Oul acela s-a mișcat singur. Pot să jur că am văzut oul. Oul acela se mișcă singur, frate. Stai ce? Băi, se mișcă singur oul acela. E o coadă de pisică. E o pisică? A, da, bă, era o pisică transformată în ou? Stai așa, au, no, acum sunt eu un ou. Ok, deci sunt un ou umblător prin Brookhaven. Băi, cât de tare! Gata, a venit paștele. M-am transformat într-un ou de paște, frate. Dacă s-ar băga asta și pe Brookhaven-ul oficial, cred că ar fi super, super amuzant, frate. Ia uite-te cum arăt. Sunt un ou colorat. O să aștept să intre toți abonații pe acest server public de Roblox Brookhaven și o să îi adopt pe toți, pentru că este paștele, frate. Și vreau ca toți abonații să fie adoptați de către mine, să fie practic copiii mei. O să fie foarte, foarte amuzant. Aș putea fi un fel de hudinașul de paște. O să mă transform și în iepuraș, adică o să-mi pun niște urechi, o să-mi fac un outfit super, super interesant. Hai să dăm aici și să vedem ce putem să găsim. O să mă uit prima dată după urechile de iepure. Ia uite
uite-te, frate, cât de amuzante sunt. Wow, deci deja arăt ca un iepuraș. Și hai să vedem ce am mai putea găsi așa super, super interesant care să se potrivească cu această temă. Poate există o coadă de iepure? Asta ce e, o minge sau ce e asta, frate? E o coadă? Ai o coadă de iepuraș, băi! Ok, deci îl avem aici pe hudinașul de Paște și aș putea să-mi pun și niște baloane. Zici că sunt niște ouă de Paște pentru că sunt super, super colorate. Outfitul meu este perfect. O să mă duc să-mi iau și o casă super șmecheră. Oh, nu, de ce plânge acest băiat? Stai liniștit, boiete, că ți dau eu un cadou dacă nu ți-a dat nimeni. Wow, scoate un semn și plânge și vrea să-mi scrie ceva. Știu, o să-i dau o gogoașă. Cu siguranță o să-i placă gogoșica asta și nu o să mai fie atât de supărat. Are nevoie de o familie? Toată lumea vrea să fie adoptată de Paște? Mamă, come with me. Uai, nu pot să cred. Haideți cu toții. Mai sunt o grămadă de persoane care vor să fie adoptate de Paște. O să-mi cumpăr aici o casă. Unde este băiatul, băi? Wow, cred că m-a lăsat. Adică nu cred că mai vrea să fiu tatăl lui pentru că a găsit o altă persoană cu o mașină mai șmecheră. Ok, ok. Nu pot să cred că m-a trădat. Hai să mergem să luăm o casă super, super șmecheră în care să poată să intre toți abonații. Asta nu o pot lua pentru că aparent a apăsat cineva acolo. Însă o să-mi iau pe partea asta la altă. Și cred că o să-mi iau atelierul, bro, pentru că o să îl transform într-un atelier de prăjituri. Stai să vedem dacă o să fie direct atelierul de prăjituri. Da, avem aici o grămadă de gogoșele, avem și covricei, pâine, mama mia, biscuiți, boi, tot ce vrem, tort. Wow, abia aștept să vină abonații ca să le dau o grămadă de dulciuri. Mamă, deja au început să vină abonații, cât de tare, frate. Ia uite aici, ne-am strâns. Filmezi, eu sunt un mare fan de al tău. Da, frate, da, frate, filmez acum. O să fie super, super amuzant pentru că tocmai ce mi-a mai venit o idee. Tocmai ce mi-a venit o idee super, super șmecheră. Însă trebuie să ne strângem mai mulți. Așteptăm și mai mulți abonați. Op, op, mamă, ce de abonații am strâns aici și cu siguranță vor mai intra. Hai să le scriu tuturor Paște fericit! Și sper să vă aducă iepurașul cadouri la care visați. Oh, nice! Hai să mergem acum către casă pentru că în fața casei o să se întâmple ceva. Hai să scriem aici: haideți toți după mine. Să înceapă nebunia. O să-mi pun bicicleta și o să mă duc pe aici. Turup, tudup, tudup, tudup. Ia uite, băi, Hudina, și cum vin cu toții. Și după ce ajungem în fața casei, vreau să ne luăm cu toții mașini ou. Pentru că vreau să ciocnim ouăle, bro. Cât de tare o să fie. Ia stai așa. O să-mi iau acum eu prima dată mașina ou. Dar mi-au cea mai mare mașină ou. Mamă, o să pun așa să nu poată să-mi o fure nimeni. Și o să scriu așa: luați-vă mașini ou pentru că ciocnim ouăle. O să ciocnim ouăle, frate. Ok, deci luați-vă cu toții mașini ou. O să ne distrăm super, super tare. Ia uite, mor. Haideți toți, toți, toți. Deci fiecare trebuie să își ia câte o mașină ca să ciocnim ouăle, bro, de Paște. O să fie super, super amuzant. Ia uite prima mașină. Oare cine o să câștige, bro? Era fain dacă se bușea și mașina. Bum! Am ciocnit ouăle de Paște. Și că al meu o să reziste. Hi-hi-hi-hi. Nu, al meu o să reziste mai tare. Haideți toți abonații să ciocnim ouăle.
Băi, nu cred. Beluga mă ciocnește prea tare. Stai să mă duc să-mi iau viteză. O să vezi tu, beluga. Băi, nu-i corect. M-am împotmolit în băiatul cu calo. Mamă, mi-a distrus mașina. Oh, oh, nu. Cred că s-a cam dus mașina mea, frate. Nu o să te las să câștigi. Uite, bă, stai așa că s-a ciocnit în mine și abonatul acesta. Ok. Încă o mașină. Oh, cred că mașina e prea mică pentru mașina asta. Am ciocnit-o, ale. Băi, e mult, mult prea tare. Așadar, cred că acum o să mergem către căsuța mea. Stai să încercăm să ne întoarcem cumva. Paște fericit, Hachi. Paște fericit tuturor. Vreau să vă urez. Nu știu dacă pot să mai urc cu mașina. Ok, s-a împotmolit mașina. Împinge-mă, împinge-mă, beluga, că nu mai pot. Nu cred că mai pot să urc cu mașina asta. Așadar, cred că o să o abandonez acolo. Și hai să mergem să dăm prăjituri tuturor abonaților, pentru că astăzi facem cinste. Avem aici atelierul și o să dau gogoși, o să dau biscuiți, o să dau tot ce există în acest atelier. Ia să vedem, haideți toată lumea la atelier. Mamă, intrați, da, e deschis. Uite aici o gogoșică. Astăzi fac cinste cu prăjituri. Hai să și scriu aici, fac cinste cu prăjituri. Băi, nu pot să cred că mi-a șters tot mesajul. O să le dau direct gogoșelele. Stai așa, bam bam. Lui am dat gogoșele, mai dau una. Hai să-i dăm și la fata aceasta. O să-i dăm și la băiatul cu prăjiturile în cap. O să-i dăm niște gogoșele. Mamă, ce să le mai dau? Ia să vedem. Cred că ar vrea să mănânce și câte un tort, bro. O să le dau câte un tort, gen, pentru că tortul e super, super bun. Adică cui nu-i place tortul? Stai așa că voiam să-i dau tortul. Aoleo, băi, da, asta că am pus tortul numai pe jos. Eu am vrut să le dau abonaților și le-am pus pe jos pentru că se mișcă prea mult. Ok, am mai dat aici un tort. Încă un tort aici. Mersi, mersi. Dau tuturor câte un tortuleț. Bă, o altă treabă. Super, super tare, ne-am strâns o grămadă de abonați aici. Vă adopt pe toți. O să le scriu abonaților. Sper că v-a plăcut acest episod, mie mi s-a părut super, super tare, mă bucur că am reușit să mă întâlnesc cu atâția abonați. De asemenea, vreau să vă mai urez încă o dată Paște fericit tuturor, pentru că este o sărbătoare super, super importantă. Sper să vă aducă și iepurașul tot ceea ce vreți voi, să primiți toate cadourile la care v-ați gândit vreodată, să ciocniți ouăle, pentru că asta se întâmplă de Paște, iar noi ne reauzim ca de fiecare dată pe următoarele episoade cu și mai mare nebunie. Pa, pa!